Emi, Emi, de mult visez să fac un videoclip. Se simte mai ușor, că ai mai mult timp și gândești mai bine și de astea. Dar vreau să fac un videoclip logic. Știi ce e logic? Logic este 1 de la 1. Deci, să vorbesc despre ceva cu aceleași cuvinte despre ceva. Adică, când spun A să fie A, înțelegi? Nu să fac o metaforă, o alegorie. Așa s-a sfârșit Evul Mediu, că oamenii n-au mai făcut alegorii. Bun. În primul rând trebuie să fac o mențiune. De asta au mușcat-o prietena mea, Eliza, pentru că ea cu clanul ei, bine, se țineau numai de idur, trebuie să nu știu cum este. Și asta a fost. Nu puteau să zică da sau ba, știi? Bun. Ce vreau să zic? O să fie puțin cam dur, dar vreau să spun ceva. Când mergi la doctor, la psihiatru, mergi la psiholog, deci, na, sau oriunde mergi în lumea asta, când ești la vamă și te întreabă, ai salam? Deci nu. Înțelegi? Nu stai să te gândești ce o zis. Bun. Deci, ideea e, și în același timp, noi vorbim dintr-un punct de vedere clinic. Și aici este și avantajul poeziei, pentru că poezia a avansat foarte mult. Poezia adesea și dintotdeauna a exprimat idei logice, chiar științifice. Deci poți să scrii o carte de matematică în poezie. Chiar și Dan Barbilian, Ion Barbu, a zis că poezia e ca geometria, nu? Sau cum a zis el. Uite, Lewis Carroll a făcut cartea lui după calcule de cărți, de șah, de mai știu ce. Cricket, croquet. Bun, ce vreau să zic? Viața sexuală, din punct de vedere ortodox, eu sunt ortodox, sper că și tu ești ortodox. Și vom lua pe text. N-am lumină să citesc, deci măcar după îndrumări. Bun. Și îți mai spun, fiara crește, fiara există. Bine, poate să mai crească, cât poate să crească, în fine. Este acea necredință, a, te văd, ești un prăpădit, nu ești un Goethe, nu ești un Schiller, nu ești poet, nu ești nou. Înțelegi? Te văd. Mama mea a zis ceva genial, că ziceam că mă bajocoresc țiganii pe stradă și tineri. Da, dar se uită la mine, am zis eu. Uită-te și tu la ei. Știi? Nu, bun. Ce vreau să zic? Dom'le, Dumnezeu, că există Dumnezeu, peste tot. Dăm cu mâna prin Dumnezeu. El a făcut om. Și ce i-a zis omului? În primul și în primul rând că l-a făcut doar pe om, după chipul său și pe asemenea. Înseamnă că Dumnezeu are mâini, de azi și crucificat, semnul omului. Îmi zici și tu, care e diferența între om și animal? Păi, animalul nu-i pasă de vită bolnavă sau de vită sănătoasă. El nu gândește. Bine, mai e niște legi ale naturii, cum ar fi, dar nu gândește, nu-i pasă că și-a o nevastă bolnavă sau o nevastă sănătoasă, la animal. Ai văzut la nu știu ce scolopende din oceanul, nu știu care, să uite, că bă, vezi că tu ești pe vitamine, nu știu de care, nu vreau să vorbesc cu tine. Nu interesează. Apoi, mai departe, omul în schimb e următor. Omul înțelege ce vrea Dumnezeu de la el. Ce vrea Dumnezeu de la el? Copii. Bă, trebuie să faci copii, trebuie să-ți îngropi părinții, trebuie să te menții în normal, în judecată, în mintea mea, zice Dumnezeu, să gândești la cele ale mele, să le legi la mână, să le pui la frunte, să vorbești dimineața, să vorbești seara de ele. Și apoi zice, omul zice, da, Doamne, pot să fac asta, sunt sănătos, fac bani, sunt sănătos, am spate, am casă,
dacă la nevoie mai fac o casă, conduc mașina, conduc avionul. Înțelegi? Bun. Dar zice omul, zice alt om, Doamne, eu nu mă pot căsători că am părinți de îngropat, că m-au făcut la bătrânet. Zice, ce zice domnul de om? Bă, tu vezi, tu trebuie să fii Sandokan, tu trebuie să fii Sfântul Burebistan. Înțelegi? Tu n-ai, nu, dacă nu, vei fi în iad. Ești, nu ești după voia lui Dumnezeu. Înțelegi? Acum nu fac, nu mă cer cu tata, dar i-am salvat viața de 3 ori. 2019 odată, 2021 de 2 ori, doamne. Vara în 2019 și 2020. Și cu toate astea sunt un păcătos. Din punctul de vedere al bisericilor, nu? Sunt nenorocit. Și Dumnezeu, când o să mă duc la El, o să zică, bă, tu ce ai realizat la tine în viață? Doamne, păi am scris niște cărți și le-am salvat viața lui tac. Și am bocit-o pe mamă. Și zice Dumnezeu, bă, vezi, da, dar să știi că atârnă mai greu aici, că tu ai fost un păcătos, nu? Tu ai fost nenorocit. Tu n-ai fost după voia mea, tu ai fost onan și banan. Înțelegi? Moco. Și atunci stăm să ne gândim despre nașterea din nou din punct de vedere evreiesc. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Pentru că e păcat, nu, e, ca să nu mai folosim retorica asta invers. Domnule, e păcat să fii bolnav și să te căsătorești și să faci copii. Aia e păcat. Să te faci bolnav sau să n-ai ce să le pui tu pe masă. Tatăl meu nu-i bolnav. Dar eu sunt bolnav. Eu am știut că sunt bolnav și sunt bolnav. Dar și ei ori marșat mai mult pe boala mea. Dintotdeauna. Și atunci ce vrea Dumnezeu? Că deja suntem ca în Orientul Apropiat aici. Ce vrea Dumnezeu? Spune ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca omul să muncească. Om. Și care nu poate să muncească, Domnul cere credință. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi, inima, plăcere în căile mele. Ce Domnul? E vorbă veche. Dinainte de Napoleon. Și atunci care-i treaba? Păi treaba e că avem două feluri de oameni. Mă refer la bărbați. Avem preoți, regi. Ei au femeile, îi iubește femeile, îi iubește și copiii, merge, stă cu nevasta în pat noaptea, dimineața merge jumătate de sală spovedit, jumătate tri sfertus femei, fericiți. Și atunci dacă avem pe preoți ăștia normali, atunci ăștia mai slăbuți, ăștia ce sunt? Ăștia sunt, cum le zice, mă, dacă îți spun acum, derviși, mă, derviși. Ăștia sunt derviși. Înțelegi? Noi doi, nu, tu poți, poate te căsătorești mâine, când vrei tu. Dar până una alta suntem doi derviși aici. Mai mult sau mai puțin. Știi ce-i derviși, bă? Derviși. Eu de când eram copil vreau să fiu derviș. Am citit în cărți. Dervișul, un om sfânt, un fel de pocăit, călugăr la musulmani. Făcut posibil de Rumi sau poate și mai dinainte, nu știu. Un musulman foarte vlavios și care, între altele, acceptă și pe Hristos, nu mai mult ca. Bine. Influența. Rumi a fost un persan care a stat și în Asia Mică, în Turcia, pe la 1200, nu știu când. Și a fost și 1300, nu știu, 400, nu știu. Și a fost ori un turc care a stat și în Persia, nu știu exact. Tu ai observat că toată lumea evită să vorbească despre Iran și despre Persia din cauza
profețiilor, că vai că acolo e anticristul și nu știu ce să zic de chestia asta. Dar, din punctul meu de vedere, Iisus Hristos a fost binecuvântat de magi. Nu, deci, ca să revenim, pe bază biblică, deci mergem de la Geneza la Maleahi, aici e toată doxa, nu? Dar mergem și la Hristos. De zice Geneza, băi, dacă ești vită bolnavă, de la curate și necurate, nu? Dacă ești curat, fă 10 copii și ține-i prin facultăți. Dacă ești bolnav, vezi și tu ce faci. Știi cum e cântecul ăla, chiar mă gândeam. If your daddy is rich, take it up for a meal. If your daddy is poor, just do what you feel. Înțelegi? Asta faci. N-ai ce să faci. Dar Dumnezeu te va judeca? Nu. Te va judeca... Nici pastorul nu te judecă dacă e pastor de școală. Înțelegi? Nu, probabil că ești un fel de Mr. Bean. Mă refer la tine. La mine, la orice nenorocit de ăsta ca noi. Și, nu, un pic ridicol, un pic mântuit, până te ridici la cer. Și, înțelegi, să-ți mai spun o vorbă. Zicea un prieten de-a meu, Mara Mărășan, bă, nu poți să fii și cu pula în pizde și cu sufletul în rai. Asta e altă treabă. Și atunci, ce vreau să zic? Păi, ca să mergem pe text. Lui Avram i-a zis, te voi binecuvânta că stelele lumii cer. Acum, suntem noi Avram? Să fim noi Star Wars? Ești tu Avram? Nu știu Avram? Asta ți le spune Dumnezeu, dacă ți le, când ți le spune, ca să te încurajeze. Domnule, o să-ți înviu neuronii din cap. Prin alegoria stelelor. Și pentru mine e mai important decât urmaș, nu? Și atunci avem cartea Maleahi și acolo e ceva interesant. Deci ideea e că ne gândim însăși la viață. Ce e viața? Viața e o matrice care se formează, apoi crește, se devine mare, naște o altă matrice, apoi dispare și apare altă matrice. Pe când noi, eu și tu, măi banatul, noi suntem o matrice care... Este mereu tânără până ce va dispărea în Dumnezeu. Înțelegi tu? Și atunci Dumnezeu nu te judecă, mă, omule. Pentru asta, când te judecă? Când e cazul ăla din Geneza, cu Onan sau cum îl chema, Burundan? Ăla era căsătorit. Și alt genul ăsta. Ăla era frate sau văr, nu știu care a murit. Și era nevasta lui ăla și el trebuia să facă... Și atunci ăla era contra. Deci ăla nu era nici Maleahi, nu era nici Avram. De asta Dumnezeu l-a luat. De altă parte, dacă ești derviș, cum zice, până și George Kramer, Seinfeld ăla, zice, domnule, 3 luni, e mizilic. Și așa trebuie să trăiești. Nu acum, nu, teoretic. Dacă ești singur, poți. Deci ideea e, știi cum e, până nu mai poți, alegi, până nu mai poți, după iară, te ridici, alegi. Că ce să faci, nu? E o lege, oprește tu mâine soarele să răsară, vezi dacă reușești. Nu. Și ce zice Domnul Iisus? Acum eu nu știu ce e cu Domnul Iisus. Eu cred că Domnul Iisus a fost curat, cred că și Maria, dar ce zice Iisus? Și zice mai multe rânduri, nu, alegorii, cumva și el, ca atunci oameni. Și așa, Iisus a fost răstignit și omorât pentru alegorii, mă. Ce alegorii, nu le-a plăcea. Deci, ce zice Iisus? Să-ți tai mâna dacă te vâră în păcat. Să o lepezi, doar. Ce mai zice? Să-ți tai mâna, să-ți scoți ochiul. Auzi, frate, scoate-ți ochiul. Aveam un prieten, un rocker din Reșița. Născut în familie de pocăiți, dar nebotezat și nebotezat niciodată. Rocker, vechi, man. Zicea, pupă scotul. Așa era o vorbă de-a lor, știi, în anii 80. O muri, sărac, o muri de la alcool. I-am spus, bă, bossule, get a better life.
Zice, da, dar eu sunt bețiv. Așa zicea. Și avea 34 de ani și mi se părea, nu știu cum să zic, bătrân, că l-am cunoscut eu, știi? Înainte să vin la voi. Era prieten și cu românul tipul ăla. Îl chema, stai că spun cum, îl chema Dani, mă, Dani. Nu, dragă Eni. Apoi, Pavel. Că Domnul mi-a dat un țepuș în carne. Și m-am rugat să mi-l ie. Ce a zis domnul Pavel? Domnul a zis, harul meu ți este de ajuns, va fi de ajuns. Despre copii. Eu nu sunt un mare pedofil, dar sunt un mare miroiu. Și mona. Și eu vă spun ceva, dragi copii, nu-i banc ce vă zic, foarte serios. Acum am vorbit cu Emi. Va veni o zi când nu veți mai fi acum. Veți fi ca Amy. Și nu vă va apăra nimeni în societatea aia. Dacă gândiți de acum ce vreți să faceți în viață. Eu m-am gândit și eu de mic, să zicem, prin 92, când am 10 ani, în fine, poate și mai înainte, dar m-am gândit de la Freddie Mercury. Că Freddie Mercury a zis, domnule, nu se merită. Să păcătuiești. Eu nu dau rețete, nu, bineînțeles, există iubire, dar aia nu se poate găsi cât greu și în calea adevărul viața Domnului Iisus Hristos. Când vrei iubire, adică când ești în fine, nu vrei laptele, vrei sticla. Sticla o vrei, nu laptele. Chiar dacă e vorba.